și în Grecia este o situație din ce în ce mai gravă, unde 6 localități aflate la nord de Atena sunt în curs de evacuare, inclusiv un spital este amenințat de flăcări, iar pacienții sunt scoși de acolo și puși la adăpost. La stingerea incendiilor din Grecia intervin 28 de pompieri români. Pentru ei este prima misiune de localizare și lichidare a focului din acest an. La intervenție sunt trimise 10 de mașini, 11 avioane și 5 elicoptere. Focul amplificat de un vânt puternic a obligat autoritățile să închidă câteva drumuri. În toată Grecia s-au declanșat aproape 40 de incendii în doar 24 de ore. De la începutul acestei luni, guvernul de la Atena a cerut ajutor de la statele europene pentru a evita situația de anul trecut, când întreaga țară și mai ales insula Evia au fost lovite de temperaturi caniculare și de incendii violente de pădure. 3 oameni au murit atunci și peste 100.000 de hectare au fost distruse.